dragi colegi, dragi părinți, stimați invitați, vă rog să-mi permiteți să declar deschisă festivitatea de inaugurare, de deschidere a anului școlar 2012-2013 la Colegiul Național Liviu Rebreanu din Bistrița. Dragi părinți, bine ați revenit la școală. Așa cum ne-am obișnuit de mulți ani, de foarte mulți ani, de peste 100 de ani, curtea Colegiului Național Liviu Rebreanu adună în fiecare început de septembrie toate emoțiile urbei. Începutul noului an școlar este pentru toți un prilej de bucurie și de speranță, pentru că educația este avampostul viitorului, locul în care se pregătesc cei care vor face Bistrița și, de ce nu, și România mai prosperă și mai frumoasă. Pentru unii elevi înseamnă emoția începutului, pentru alții bucuria revederii, învățați să descopere tainele cărții, alții le vor aprofunda. Și eu sunt bucuros și onorat să fiu astăzi aici, pentru prima dată în noua mea calitate de președinte a Consiliului Județean și, din păcate, pentru ultima dată, pentru ultimul an, în calitate de părinte a unui elev al Colegiului Național Liviu Rebreanu. Cei 12 ani au trecut foarte repede. În fiecare an am trăit alături de mulți dintre dumneavoastră emoțiile deschiderii anului școlar la Colegiul Național Liviu Rebreanu și regret că, în calitate de părinte, o să fac astăzi pentru ultima dată. Aș vrea să vă felicit pe toți, să vă doresc mult succes, să vă spun că singura variantă de succes viață este școala, studiul, cartea și că excepțiile pe care le mai vedeți din când în când la televizor nu sunt modele care trebuie urmate de către voi. Are emoții? Avem emoții, da, mai ales cei mici au foarte mari. Așteptăm să ne spună cineva câteva cuvinte și să vedem ceva cu ei, ce programul. Cum te simți? Cum e în prima zi de școală? Ce-ți place cel mai mult la școală? Să învăț. Ai mai învățat până acum? Ce știi să faci? Știi să zici alfabetul? Este o expresie la români că dușmanul binelui întotdeauna mai bine. Sperăm să fie cel puțin la fel de bine ca anul trecut. Eu sunt la clasa pregătitoare, așa că pentru mine ca și părinte e o experiență nouă. O să vedem. Pe părinților, pentru că deschid astăzi un traseu, ei fiind... Pentru ca să se trimită asupra școlarilor... ...event de vază al colegiului, domnul inginer Ovidiu Crețu, primarul orașului. Și pentru că nu se poate fără ordine și disciplină, țar Nicula Florin și agent principal sârb Crina. Pentru să ne desfășurăm activitatea împreună toți, elevi, părinți, comunitate locală, cadre didactice, vă rugăm pe domnul preot protopop Sugar să dea citire rugăciunii. Vecilor amin,
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, prin Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, partea instituției prefectului participă domnul jurist Ovidiu Frenț. Că noi ca și părinți vă asigurăm materia primă care sunt acești minunați copii și care nu cred că sunt mai slabi decât alții dinaintea lor, așa cum s-a spus. Și dacă condițiile materiale sunt atât de extraordinare cum sunt cele de la Andrei Mureșanu, care a devenit cea mai modernă școală din județul nostru, cred că și dumneavoastră, membrii corpului didactic, sigur, având aprecierea justă, corectă, a poziției pe care trebuie să o aveți în societatea noastră și care sunt convins că se va regăsi și în grila de salarizare unică, care trebuie neapărat corectată și unde cadrele didactice nu au un loc pe care îl merită. Eu cred că, lăsând la o parte grijile materiale și cu dedicație spre actul pedagogic și didactic, veți reuși ca acești copii să fie formați în cel mai corect mod posibil.